În această dimineață, pe stadionul municipal din Drobeta, Turnul Severin, a avut loc etapa interjudețeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți. La eveniment a fost prezent și prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf. În cadrul acestui concurs s-au întrecut 12 echipaje, 6 ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență și 6 ale serviciilor private pentru situații de urgență, care au fost declarate câștigătoare la concursurile județene. Ce timp ai obținut astăzi? 21:40 secunde. Este pentru prima dată când concurezi la acest concurs? Nu. Am mai concurat la Severin o dată și aici și la Baia Mare. Și ultimul loc pe care l-ați obținut? A fost la Baia de Fier. De cât timp practici această meserie? Fac antrenamente, cred că de 3 luni și la pompier sunt de aproape un an. Un an de zile. Cum te-ai gândit tu să-ți alegi această carieră? Ce te-a împins? Păi, în primul rând, am văzut că e ok, adică ca carieră și ca toate și în al doilea rând e ok serviciu. Foarte bun. Să ajuți oamenii să-i salvezi, să le salvezi. Da. Competiția a fost una acerbă, pompierii civili au fost pregătiți să demonstreze că dețin abilitățile necesare îndeplinirii misiunilor în situații de urgență. Viteza de reacție, îndemânarea, echilibrul, curajul, tenacitatea și spiritul de echipă au fost testate prin parcurgerea 3 probe, ștafetă 4 ori 100 de metri, pista cu obstacole pe 100 de metri și dispozitivul de intervenție. Ca de fiecare dată, noi suntem încrezători în noi. Avem experiență de atâtea ani, de când a fost pandemia, n-am mai fost, dar tot suntem bine pregătiți, am făcut antrenamente. E un concurs ca toate cele de până acum și sperăm să fie bine. Care este ultimul loc ocupat? Ultimul loc în 2018, locul 3 pe faza pe țară. Și mă gândesc că aveți același așteptări chiar mai mare. Chiar mai mare anul ăsta, dacă ne pregătim foarte bine și suntem încrezători în noi, sperăm să obținem și locul 1. Peste 120 de pompieri civili din județele Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea și Mehedinți au luptat pentru obținerea calificării la etapa națională. ISU Mehedinți a organizat etapa interjudețeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, ce se desfășoară pe stadionul municipal din Drobeta, Turnul Severin. Peste 120 de pompieri se întrec pentru obținerea calificării la faza națională. Aceștia sunt din 7 județe: Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea și Mehedinți. Aceștia își vor demonstra abilitățile prin parcurgerea a 3 probe: ștafeta 4 ori 100 de metri, pista cu obstacole pe 100 de metri și dispozitivul de intervenție. Prin desfășurarea acestor concursuri se urmărește perfecționarea aptitudinilor și a deprinderilor specifice necesare îndeplinirii acțiunilor de intervenție în situații de urgență, dar și dezvoltarea și îmbunătățirea relațiilor de colaborare între serviciile voluntare și private pentru situații de urgență. Colegul până acum odată la 7 ani, ISU Mehedinți este gazda acestor concursuri.